Salutare, prieteni! Suntem în anul 2024 și asta înseamnă că au trecut fix 20 de ani de la cel mai bun an din industria jocurilor pe PC, legendarul an 2004. Nu o să prezint toate jocurile care au apărut în acel an, evident. O să arăt însă doar câteva dintre ele și criteriile sunt jocuri bune pe care eu le-am jucat destul de mult, dar și jocuri care sunt recunoscute de comunitate ca fiind ori jocuri bune, ori reprezentative pentru genul lor, ori jocuri ce au căpătat statutul de clasice. Un candidat la cel mai bun joc din toate timpurile, World of Warcraft a fost dezvoltat de Blizzard. Este cel mai popular MMORPG din toate timpurile și un joc ce a revoluționat genul MMO atunci când a fost lansat în 2004. Asta pentru că, practic, a pus acest gen de jocuri în mâna tuturor, de la jucătorii hardcore la oameni care nu au jucat în viața lor un MMO. Îți alegeai facțiunea cu care să joci, ori puternica și nobila hoardă, ori alianța, și din momentul în care apăsai Enter World, nimic nu avea să mai fie la fel. Erai translatat în Azeroth, o lume superbă și uriașă cu două continente, și cu un gameplay mai smooth ca untul, acest joc avea să-ți captiveze imaginația ca nimic altceva până atunci. World of Warcraft a fost și va fi mereu mai mult decât un joc. A depășit bariere, a schimbat cultura, a ajuns peste tot, în casele noastre, la TV, la Hollywood. Am cumpărat World of Warcraft când încă eram în facultate, în timpul lui The Burning Crusade. Am cheltuit toți banii mei pe o săptămână ca să iau jocul, dar ce mai contează că mâncăm cu Betty și supă la plic? Atâta vreme cât puteam să merg cu Warlock-ul meu, sub clar de lună, prin Barrens, nimic nu mai conta. Underground 2 este Underground 1 Open World, dar mai mare și mai tare. Ai mai multe mașini, mai multe opțiuni de customizare, chiar foarte multe opțiuni de customizare, mai multe curse și mai diverse, ai până și SUV-uri. Nu vei găsi multe liste cu Top X Racing Games care să nu conțină acest joc, un adevărat clasic. Dar jocul nu are poliție. De ce? Nu știu, adică curse ilegale cu mașini pe timpul nopții este settingul absolut perfect pentru a adăuga poliție. Eu cred că jocul ar fi fost de două ori mai bun dacă avea și acest element. Uitați-vă la Most Wanted. Orașul Bayview în care suntem este un adevărat spectacol de lumini, neoane și culori de tot felul. Adaugă la asta neoanele și culorile de pe mașini și avem un deliciu vizual. Legendarii Maxis au creat The Sims, iar Electronic Arts au vândut 175 de milioane de copii ale acestor jocuri, adică The Sims 1, 2, 3, 4 și cele 1000 de expansion pack-uri. Păi așa aș face și eu business, prietene. Mă rog, aici avem The Sims 2, cel mai bun joc din seria The Sims, unul dintre cele mai bune jocuri de simulare și unul dintre cele mai bune jocuri PC făcute vreodată. Jocul este simplu, îți creezi câteva personaje, îți construiești sau cumperi o casă, o mobilezi, desigur, și începi să trăiești viața acestor personaje, acelor simși. Customizarea din acest joc este extrem de variată, atât pentru personaje, cât și pentru casa în care stai. Până la urmă, dacă te străduiești, poți face niște personaje destul de interesante, cum este acesta de exemplu, fix așa arăt eu. Pentru haine ai mai multe categorii, casual, elegante, pentru dormit, pentru piscină, etc. M-am mutat în casa nouă și mai am câțiva lei sau simolieni, banii din Sims, cu care să-mi cumpăr ce mai am nevoie, masă, scaun, frigider, pat, bibliotecă. Am jucat mult jocul ăsta, poate prea mult, îmi plăcea mult să fac bani, cel mai mișto era să ajungi om de știință, din când în când făceai experimente și ajungeai să alegi dintre două lucruri, gen ce fir tai, albastru sau roșu, și dacă alegeai ce trebuie, luai o grămadă de bani, dacă nu, explodai cartierul. Cei care ați văzut videoul meu despre top 10 jocuri preferate, știți că Rome Total War e sus în lista aia. Cei care încă nu l-ați văzut, vă invit aici. Mulțumesc, Monica! Seria Total War este o serie legendară, ce a început cu Shogun Total War în anul 2000, a continuat cu Medieval Total War în 2002 și a explodat cu Rome Total War în 2004, unde suntem noi acum. Rețeta succesului pentru Rome este simplă. Ai două moduri de joc, harta mare a campaniei care este turn-based și în care construiești, cucerești, adun resurse, faci politică și diplomație,
și câmpul de bătălie care este full 3D, real-time cu pauză, bineînțeles, adaugi la acestea antichitatea și toate facțiunile puternice, interesante și foarte diferite între ele cu care poți juca și, cirașa de pe tort, bătălii la o scară cum nu se mai văzuse până atunci. Rome Total War este un joc mare, și la propriu și la figurat, cu mii de unități pe câmpul de bătălie care o să-ți întindă creierul la maxim în încercarea de a nimici armata adversarului. Bine, jocul nu are cel mai strălucit AI și odată ce te prinzi cam cum stau lucrurile, o să începi să cauți exploituri aici-colo pentru a avea un avantaj necinstit. Dar războiul nu se schimbă niciodată. Sau, cum zicea și Sun Tzu, in war, numbers alone confer no advantage. Do not advance relying on sheer military power. Zile tu, generale! Knights of the Old Republic 2 trebuie să fie în top Star Wars games și în top role-playing games. Cei de la Obsidian au luat rețeta de succes a celor de la BioWare, cei care au creat primul Knights of the Old Republic, și au perfecționat-o, ca întotdeauna, rezultând într-un joc ce este mai mare, mai ambițios, mai profund, mai complex și mai bun în multe privințe decât predecesorul său. Povestea din KOTOR 2 nu este așa simplă ca cea din primul, deoarece Obsidian au preferat să nu meargă 100% pe clișeul bine-rău, ci au preferat să meargă într-o zonă gri, o zonă care se suprapune prea bine peste viața reală, unde nu întotdeauna cele mai bune alegeri sunt și cele mai corecte. O zonă gri ce te lasă de multe ori să te abazi de la The Jedi Way sau The Jedi Code și, la fel ca și Qui-Gon Jinn după tine, poți fi un Jedi care trăiește la limita moralității, moralitatea cum este ea înțeleasă de către Jedi. Bineînțeles, acțiunile tale și liniile de dialog pe care le alegi reverberează în întreaga galaxie, jocul având 7 endinguri posibile. KOTOR 2 are și el problemele lui. Prima problemă este pathfinding-ul. Pur și simplu atât tu cât și companionii tăi vă veți bloca în orice, practic, orice colțișor, orice pietricică, și ca să întorci camera îți ia 5 secunde. A doua problemă este AI-ul companionilor. Nu știu ce să facă, zici că au fost lobotomizați, au mereu nevoie de input din partea jucătorului. A treia problemă este combatul. E rigid și funcționează după niște reguli derivate din a treia ediție Dungeons & Dragons. Asta înseamnă că trebuie să îi dai nițel timp până când te prinzi cum funcționează. Eu am jucat atât KOTOR 1 cât și KOTOR 2 pe un GeForce 2 MX. Jocul mergea foarte prost, însă chiar nu-mi păsa. Eram captivat de poveste, atmosferă și de universul Star Wars, care era destul de diferit de filme ca să fie ceva nou, însă destul de asemănător astfel încât să fie și familiar. Ați făcut treabă bună, băieți. Bravo! The job. No one is more deserving of a rest and all the effort in the world. Din toate listele cu cele mai bune jocuri din toate timpurile, Half-Life 2 va fi acolo în 50% dintre cazuri, probabil. Half-Life 1 a fost unul dintre cele mai bune jocuri din anii 90, iar hype-ul pentru Half-Life 2 a fost atât de mare, încât dacă nu ar fi fost un joc aproape perfect, nu ar fi satisfăcut niciodată mulțimea așteptândă, curioasă și furioasă. Ce durează așa mult, domnule, să faci un sequel? Half-Life 3, sunt eu o glumă pentru tine? Nu mai zic nimic, ne auzim peste 20 de ani. Dar Half-Life 2 a fost aproape perfect, de la narațiunea combinată cu gameplay-ul într-un mod inedit, la povestea captivantă, la level design-ul inovativ cu o droaie de interacțiuni cu mediul înconjurător, la fizica absolut impresionantă de atunci, jocul a avut de toate. Să vorbim nițel despre grafică și vizual. Grafica este vizuală și, deși nu pot pune degetul pe ceva anume ce face Half-Life 2 special din punctul ăsta de vedere, cum ar fi următorul joc de după acesta, cumva mereu mă gândesc la două lucruri: nivelele foarte diferite din punct de vedere vizual și al atmosferei, iar al doilea, realismul combinat cu un polish fin al texturilor și al obiectelor, peste care adăugăm o iluminare bună, nespectaculoasă, dar care nu îți dă peste ochi ca să te obosească, și iată grafica. Din toate listele cu cele mai bune jocuri din toate timpurile, Doom 3 va fi acolo în 0% dintre cazuri. Totuși, asta nu înseamnă că Doom 3 este un joc prost, nici pe departe, însă, na, nu a fost așa bine primit la vremea lui, pentru că nu era un joc Doom pur sânge. Doom 3 diferea foarte mult de primele jocuri din serie, era mai lent, se focusa mai mult pe elemente de speriat, că nu pot să le spun horror.
Ăsta nu e un joc prost, din contră. Din punctul meu de vedere, Doom 3 este chiar foarte bun. Lăsați-mă să explic, vă rog, cele 3 puncte care cred eu că fac din Doom 3 un clasic. Atmosfera, combatul ciudat și stilul vizual. Nu grafica, ci stilul vizual. Am zis nu grafica pentru că, deși Doom 3 a fost impresionant din punct de vedere grafic și tehnologic, totuși grafica nu a îmbătrânit așa bine. Asta pentru că texturile erau cam low resolution, 256x256 de pixeli, o rezoluție găsită și în engine-ul lui Quake 3. Mă rog, divagăm. Deci, vizual, scurs și la obiect, întuneric, umbre, texturi metalice. Aproape oriunde te duci în Doom 3 o să arate superb, te simți acolo. Globul ocular o să-ți sară de colo-colo în funcție de ce chestii mișto a zărit. Atmosfera. Umbre, țipete, râsete diabolice, lanternă. Nu ai, frate, lanternă pe armă. În joc e întuneric de-l tai cu cuțitul și dacă vrei să vezi ceva, îți bagi arma în teacă și scoți lanterna. Vine inamicul la tine, îi dai cu lanterna în cap, la propriu. Partea de shooter nu e rapidă, este destul de simplă, însă varietatea inamicilor ajută la varietatea combatului, mai ales că ești luat prin surprindere de multe ori. Se deschide ușa, te trezești cu un shotgun de la Zisec zombie în față. Mergi și tu liniștit, îți cade un imp în spate. Alergi și tu după ceva, pac un zombie gras de după zid. Ăsta e Doom 3, cu bune și cu rele, cu mult mai multe bune decât rele. E un clasic, cel puțin așa îl privesc eu. Mulțumim, John! Am uitat să spun ceva. Doom 3 îți rupea calculatorul în două. Orice aveai, dădea cu tine de pământ. Am jucat pe un GeForce 2, m-a nenorocit. Mi se bloca ori de câte ori apărea un inamic pe ecran. Erau niște vremuri și alea. Și acum țin minte când am căzut cu scaunul, era întuneric în cameră, aveam căștile pe urechi și s-a blocat jocul. Imagine, sunet, tot. După câteva secunde s-a deblocat și era călare pe mine un inamic. Și sunetul a pornit dintr-o dată. La revedere! În următoarea secundă mai eram doar eu și gravitația. Următorul joc este acesta. Paradisul fiscal, tropical preferat al anilor 2000 este Far Cry, un joc dezvoltat de Crytek care ne-a captivat imaginația prin grafica superbă și gameplay-ul interesant. Puteai să te dai cu gliderul, să conduci mașini, bărci, jocul era destul de open world, puteai să te duci la obiective pe mai multe căi. Ce să mai, ceva frumos. Apropo de frumos, motorul grafic CryEngine a fost extrem de avansat pentru 2004. Nu trebuie decât să ne uităm la draw distance, adică cât vezi de departe, la apa care arată absolut superb și care are o fizică impresionantă și pe urmă la vegetație. Multă, foarte multă vegetație și pe deasupra mai arăta și frumos. Ia priviți aici. Singura problemă cu grafica din jocul acesta sunt texturile low resolution când te uiți de la distanță. Dar na, e 2004. Oblivion nu a rezolvat asta nici în 2006. Deși un joc demanding, puteai să pui totul la minim și jucai pe aproape orice. Eu l-am jucat pe GeForce 2 MX, mergea, oricum, mult mai bine decât Doom 3. Far Cry a fost publicat de Ubisoft și a vândut destul de bine, 2,5 milioane de unități, însă după Far Cry au urmat și altele. Unele din ele au fost foarte bune, unele nu prea, însă toate au pornit de aici. Nu duce în lipsă de jocuri din universul Star Wars. Există orice tip de joc dorești pe absolut orice consolă posibilă, dar nu duce lipsă nici de jocuri bune Star Wars și întâmplarea face ca unul din aceste jocuri să fie Battlefront. Nu vă pot spune orele pierdute în rețea cu acest joc, fie că eram eu și cu un bun prieten sau eu cu fratele meu sau eu singur, nu contează. Ne jucam până când nu mai puteam și după aia treceam la Quake 3, dar asta e altă poveste. Jocul este simplu, însă îl poți juca o viață și există 3 moduri de joc. Două campanii istorice în care ești purtat prin cronologia filmelor, de la episodul 1 până la episodul 6, pe planete cunoscute precum Tatooine, Naboo, Hoth, Bespin, dar și mai puțin cunoscute, precum Renvar, Yavin 4, Galactic Conquest, în care trebuie să cucerești planete până ajungi stăpânul galaxiei. Cu fiecare planetă cucerită primești niște bonusuri. Și Instant Action, unde pur și simplu îți alegi o hartă și te bați. Bătăliile sunt la fel indiferent de modul de joc. Intri pe hartă, îți alegi facțiunea dintre cele 4, îți alegi unul din cele 5 clase diferite, fiecare cu specializarea și armamentul ei, și ești aruncat pe hartă, tu împreună cu 200 și ceva de soldați aliați și 200 și ceva inamici. Poți trage cu arme, poți arunca grenade, poți plasa mine, poți urca în diverse vehicule sau chiar zbura cu TIE Fighters sau X-Wings, poți chiar merge pe struții ăia blănoși de pe Hoth. Jocul este foarte bun în single player, însă multiplayerul este cireașa de pe tort.
Pe aceeași hartă pot fi un număr de 64 de playeri. Da, 64 de oameni, fie pe LAN, fie online. De muzică nici nu mai zic, e Star Wars, e sublimă, dar nu o pot pune pentru că are copyright. Un joc de strategie bun în universul Lord of the Rings? E clar că e ceva ce merită jucat. Nu a făcut valuri, nu a dărâmat recorduri, dar a avut succes comercial, tot ce trebuie, nu-i așa? E creat și publicat de EA și a vândut 1 milion de unități. Acum, sunt destule jocuri de la EA în lista asta din 2004, zic și eu. Înainte era mai bine, nu? La fel ca și în Battlefront, Battle for Middle-earth îți permite să recreezi legendarele bătălii din Lord of the Rings, Helm's Deep, Minas Tirith, Isengard. Unreal Tournament a fost playground-ul în care cei de la Epic puteau să își flexeze mușchii și să ne arate noile lor engine-uri. Și din când în când câte un joc din versiunile de Unreal Tournament era și bun, adică două jocuri, 99 și 2004. Unreal Tournament 2004 a fost creat folosind Unreal Engine 2.5, engine cu care au fost făcute jocuri precum Bioshock, Bioshock 2, Paria, Splinter Cell Chaos Theory, Warpath, Arena Shooter, îți alegi modul de joc, harta și te împuști pe unde te găsești. Te găseai acasă cu băieții din bloc, acolo îi dădeai. Te găseai la internet cafe, numai discuții plăcute și politicoase. Varietate este cuvântul potrivit pentru a descrie acest joc. Varietate în modul de joc, 11 la număr. Pe urmă hărțile, care erau pe cât de multe, pe atât de variate. Sunt 121 de hărți în acest joc. Și variația lor este uimitoare. De la lavă, la gheață, la spațiu, la ce vrei tu. Quake 3 este arena shooterul meu preferat, dar hărțile din Unreal Tournament sunt epice. Asta e o referință tristă la faptul că jocul e făcut de Epic. Peter Molyneux ne-a adus jocuri precum Populous, Dungeon Keeper și Black and White, așa zisele God Games, unde privai de sus la NPC-ii nefericiți de jos, având puterea să le controlezi destinele. Însă, în Fable, Peter ne-a pus în șlapii eroului din Oakville. Șlapi la propriu, uitați cu ce încălța flăcăul ăsta. Un băiat preocupat cu ziua de naștere a sorei lui și cu lovit găinile? Mă rog, ești aici în acest sat minunat, cu muzica asta ce te unge pe suflet, cu o grafică jucăușă și un aspect vizual cartuniș, care are și prea mult bloom, buba jocurilor de la mijlocul anilor 2000. După ce satul tău este distrus, dar tu supraviețuiești, obviously, flăcăul nostru pornește într-o călătorie eroică prea și descoperi sinele, devenind un erou cu fluturi și îngerași deasupra capului, la propriu, sau un antihero cu muște după tine. Mă opresc aici, jocul este atât de epic încât merită un review pe cinste. Țineți aproape! Cel mai ignorat shooter din 2004, Painkiller poate fi descris ca ce se întâmplă când Hexen are un copil cu Sir Sam, un copil ce pe urmă a furat armele din Unreal Tournament. Jocul îți oferă mindless fun, cu hoarde de animale necurate care se avântă spre tine, în locații variate și interesante, de la cimitire la șantiere cu macarale uriașe, la Veneția, culminând cu un câmp de bătălie uriaș unde te bați cu un balrog. Gameplay-ul este satisfăcător, în special datorită armelor pe care le ai, umilul shotgun care împrăștie și aruncă monștrii, ce-o fi ăsta nu știu, Electro Driver, minigun și altele. Și la fel ca în Unreal, armele au două tipuri de proiectile. Click stânga trage cu ceva, click dreapta cu altceva. Absolut superb. Painkiller nu vrea să audă de poveste sau alte mizilicuri. Este doar un shooter în care iei arme și muniție pentru a omorî monștrii ca să treci mai departe. Și astfel să omori și mai mulți monștri. Atât. Recomand jocul ăsta pentru oricine vrea un shooter ca pe vremuri. Un joc de strategie real-time pe care eu l-am jucat acum 20 de ani, de atunci nu mai știu nimic de el. Ce știu acum însă e că eu credeam că Warhammer e o clonă de Warcraft, că na, Warcraft a apărut în 1994, ăsta în 2004. Doar să aflu cu stupoare că universul Warhammer a apărut de fapt în 1983. Mi-a stricat copilăria treaba asta. Acesta este un joc bun și dacă vreți să vedeți un review foarte bun despre el, vă recomand review-ul lui Josh Strife. Aveți video în descriere, sper să nu-i să-l pun. Îmi aduceți voi aminte dacă vreți. Mersi! Și acum, alte jocuri despre care nu am mai avut chef să vorbesc sau pe care nu le-am jucat. Vă mulțumesc și cu plăcere!
unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence...